La finele săptămânii trecute, reprezentanții primăriei Municipiului Călăraș au semnat contractul de finanțare aferent proiectului Modernizare Centru Comunitar Existent și Amanajare Zona Adiacentă în cartierul Oborul Nou. Pentru a crește calitatea vieții populației din cartierul Oborul Nou, Primăria Municipiului Călăraș beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio POR 2004-2020, prin anexa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 43, oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, obiectivul specific 43, îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședințe de județ din România. Astfel vor fi finanțate lucrări prin care centrul comunitar din zona marginalizată va fi modernizat, devenind pe această cale un mediu propice pentru desfășurarea activităților complexe destinate ocupării forței de muncă, creșterii nivelului de educație, precum și îmbunătățirea serviciilor sociale. Prin aceste investiții, numărul populației aflate în risc de excluziune socială va fi diminuat, locuitorii cartierului Oborul Nou beneficiind de oportunitățile menite a inzestra cu abilitățile, cunoștințele și experiența necesară atingerii întregului lor potențial de dezvoltare. De asemenea, crearea unui climat social pozitiv va conduce la creșterea toleranței, la reducerea discriminării, precum și la creșterea încrederii populației în instituții, ce asigură servicii sociale integrate la nivel comunitar având o perioadă de implementare de 36 de luni, începând cu 31 august 2018, proiectul vizează investiții a căror valoare totală se ridică la peste 1 miliard de lei. Din aceștia, peste 1 milion de lei constituie contribuția prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Peste 155.000 de, de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de aproape 24.000 de lei. În prezent, din cele 1172 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse în cadrul strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, înregistrate la nivelul regiunii Sud-Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,9 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare cu o valoare solicitată de peste 1,4 milioane de lei au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră. În cadrul axei prioritare 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Dintre acestea, 17 aplicații cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei au fost depuse de primăria Municipiului Călăraș.